Voi cum sărbătoriți ieșirea din criză și din COVID? Cum sărbătoriți începutul vacanței? Noi, după cum vedeți, am făcut o reuniune de familie. Ce zici, mă, Zarian, îți place? Da. Fericirea pe chipul tău se citește. Păi da? Ia, mă, și tu. Ia să vedem încă un chip fericit de copil. Aventură, toți! 1, 2, 3 și... Aventură! Și nu se aude acolo în spate. Ia dați camera asta din față. Ia dă-i camera până în spate să vedem cine se aude în spate. Și bine ați venit la o nouă aventură. Plecăm familie întregită. Îl cunoaște și pe Răzvan, pe Ana, pe Zarian. Și mergem la plajă, pe râu, chiar dacă plouă, și să facem baie în râu. Ce mai spui, Ioane, tata? Mai spui ceva la introducere? Nimic. Mergem direct. Ne vedem de la râu. Just make sure to like, subscribe and hit the notification bell if you enjoyed this video. See you at the river. Încercarea numărul 2 de filmare. Noi v-am arătat și centrul orașului și primăria veche, însă camera nu filma. Am ratat de data asta, dar mergem către râu. Și suntem deja la marginea satului și a orașului. Soarele sus pe cer. Soarele, da, ăla. E bine că avem soare. Hai, familie! Haide! Hai, familie, să ieșiți! Ia, îl avem și pe... Bă, dar nu vedem nimic. Ai văzut, mă, și tu, Zamă, că am pus folie neagră pe geamuri? N-ai observat, a? N-ai observat? Uite-l și pe Zarian, care nu se vedea și a fost acolo pe locul din spate. Unde mergem, Zarian? Unde mergem? La râu. La râu, în aventură. El este nepoțelul nostru. Zarian, vrei și tu să ai o cameră de filmat? Este o chestie interesantă, nu-i așa? Este mai interesant atunci, va fi mai interesant atunci când vom edita acest film și le vom arăta și lor aventurile noastre. Le edităm astă seară, da? Acum filmăm și diseară edităm și o să vedem tot filmulețul editat împreună, da? Nu. Faci pișulică? Nu. Hai să facem pișulică acolo lângă mașină, că nu ne vede nimeni. Bum. Promit eu că nu ne vede nimeni, da? Haide, și opresc și camera ca să nu filmăm. V-am spus că luăm și undițele cu noi? Tot aia e, tot la râu ajungem. Iarăși am uitat să luăm păturica. Da. Ce faceți, mă, copii? Sunteți bine? Da. Da? Da. Cu siguranță sunteți bine. Da. Da, că nu trebuie păturica. Nu trebuie păturica, dar era bună dacă o aveam. Da. Uite, eu zic că aici e ok să stăm, nu? În golfulețul ăsta. Aici. Nu, că e apa mai adâncă mai încolo. Aici poate să intre copii. Da, da, mă, aici poate să intre copii în golf. La asta mă gândesc. Știi? Uite, aici avem și un pic de iarbă. E bine aici. Am venit până în orașul Ros și acesta este râul Wye, care este graniță naturală între Anglia și Țara Galilor, Wales. În cazul în care nu știați, da? Și poți să treci tot? Da, mă, da, poți să-l treci tot în picioare. Da, și cum v-am spus, acesta este granița naturală între Anglia și Țara Galilor, pentru că United Kingdom nu înseamnă Anglia, înseamnă Anglia, Țara Galilor, Scoția, Irlanda. Hai, pune hanoracul acolo, tati, și poți să intri încălțat în apă dacă vrei, da, să-l desculți. A, asta e ideea, să intri încălțat. A, am înțeles. Cum e apa? Ia uite ce de pești sunt în apă! Ce de peștișori sunt în apă, tati! Cum e apa? E caldă? Da, e caldă! Da? Ia să vedem! A, da, e bine! E rece? Wow! Bravo, mă, tati, curajosul meu. Haide că vin și eu imediat să mă alătur, dar am un pic de treabă să organizez lucrurile aici.
zici și tu ceva la cameră, nu stai așa. Calță tata și intră cu papucii în apă. Zici și tu ceva. Ce? Și mi-am lăsat ochelarii. Hai vino mai aproape de apă ca să ne vezi mai bine. Fac și eu de-aia ca rușii. Sar de aici în cap și mă înfig în pământ. Se noată. Haideți cu noi în apă. Haideți cu noi în apă. Cine are nevoie de locuri de joacă amenajate? Cine are nevoie de oraș? Când noi ne distrăm aici la gârlă, la gârla asta mare, eu cred că acum, fii atent, Daniel, eu cred că, dacă stau să mă uit bine, deja suntem în partea asta, suntem în țara galilor. Serios? Suntem în Wales. Am trecut granița. Am trecut granița, fraudulos. Ai pașaportul la tine, tati? Pașaportul ai la tine? Nu. Păi n-ai voie să treci granița, vino mai încoace. Nu. Hai, vino înapoi în Anglia. Ce zici, mă, Zarian, îți place? Da. Fericirea pe chipul tău se citește. Păi da? Sunt aici. Ia, mă, și tu. Ia să vedem încă un chip fericit de copil. Ia, arată-mi fața ta fericită. Da, tati. Haide mai la mal acum, să ne jucăm un pic mai la mal. Și ne jucăm acolo, da? Am intrat în apă, ne-am bălăcit. Haide un pic la mal și să mai potolim un pic copiii și mai intrăm după aia. Când începe să plouă, atunci intrăm și noi în apă. Ce fac fetele? Faceți-mi și mie cu mâna. E, mâinile sus, mâinile sus toată lumea. Mâinile sus, ura! Prea adânc, ajutați-l pe Ioan, ajutați-l. Ioan, ai prins, mă, și tu un pește? Cum putem noi să prindem un peștișor din ăsta mic? Cu papucu, fii atent, îți dau papucu meu și îl prins cu papucu. No, dad, we just have to be calm. Aaa, și vin la tine să-ți mănânce mizeria de sub unghii, nu-i așa? No. Ba da, vin să-ți mănânce mizeria de sub unghii. A, mănâncă aia, am înțeles. Gata, haide că te las în pace atunci să prinzi peștișorii. Ești bine, Zarian? Te-ai mai încălzit un pic? Acum... vrei să alergi. Și tu ești bine? Take the towel, put it on my jumper. Gata. Așa, mă, tati. Bravo. Ești bine? Da. A fost mișto în apă, nu? Da. And I'm going back in the water. It's not like I'm not going back in there. Da? Bravo. But right now I want to go more that way to explore, not in the water, out of the water. O zi frumoasă. Urmează grătarul, urmează discuțiile. Nu ne-am mai văzut de când zamă. De când a început, de când au dat ăștia cu COVID, de când au dat drumul la COVID afară, nu ne-am mai văzut. Dar așa, mă, Ingrid, mă. Și vă protejați de vânt acolo. Da, avem voie pentru că suntem rude și pentru că facem petrecere în aer liber, nu suntem în casă. Da. Uite, mai sunt doi băieți care înoată pe acolo curajoși și așa ca noi. Da. Așa, mă, tati. Păi mergem să explorăm acum în partea aia și să vedem dacă reușim să prindem un pește, doi. Na, Zarian, tu știi să vorbești în engleză. Nu-i așa? Da. Bravo, felicitări! Unde ai învățat tu engleză? La grădinița mea. La grădinița ta? Te duci la grădiniță tu. Oh, și tu, Ion, te duci la grădiniță? Nu. Am asta, încălțește. Ah, noi, da, am uitat, noi prindeam pești. Da, trebuie să... Da, tati, imediat mergem și sub pod, ți-am spus, ca să... Dar unde-i vezi, mă, că eu nu-i văd. Sunt așa de mici, de mărunți. If you wait a long time, the big ones come. Da? Dar trebuie să ai răbdare cu ei. Uite-i pe aici. Hai că îi încolțesc eu de aici.
Nu stau. Da, ia uite, sunt doi. Doi, dar asta sunt ca nisipul, așa. Pa, pa, peștișori. Pa, peștișori. Ba da, păi poți să treci până în apă. Poți să treci până în apă. A, nu cu toată lumea. Bine, e acolo, lângă unde... Sub pod, sub pod nu plouă. Putem să mergem sub pod. A început ploaia, am uitat să vă spunem. A început ploaia. Da. Am văzut, ai transformat în Fulger McQueen. Cum ajungem? Nu știu, pe sus, pe jos, pe sus probabil. Mergem sub pod, că a început să plouă sau mai stăm aici un pic? Da, nu plouă rău, e așa. Eu zic că trece. Nu trece. Sau hai să mergem sub pod, mă. Da. Da, iese soarele, nu plouă foarte rău. Cât să ne ude o leacă. Hai că dacă plouă rău, mergem sub pod. Da, o perdea, să luăm niște peștișori. Ha, ce mai prindeam peștișori cu perdeaua ca să mergem după aia la biban, la știucă. Ce de biban prindeam colo la baraj, bă, cu peștișori. Vai. Nu mai suntem copii, nu ne mai arde. Ce, mă, unde? De ce ți-ai luat rucsacul în spate? Nu, tata, eu am zis că... E bună Eugenia? Așa mă gândesc eu. Ia. Da, crezi că o să avem un câine? Da, uite, merge după noi, vezi? Da, dar probabil că e pierdut de stăpâni. Și nu știe săracul să se întoarcă înapoi. Tu. Haide să vedem. Dacă caută cineva, da, cred că este al domnului. Are looking for the dog? Yeah, he's here. Doesn't want to go home. Yeah. Yeah, we was looking. We told because it's a bit low. We saw because it's a bit lost. She's, it's a she, eh? Yeah, she loved the water. Yeah, this way is the path. Și așa se vede, uite, acolo, acolo cred că este biserica din, din sat, din oraș, de fapt. De fapt, Roson Y este orașul ros de pe râul Y și are o istorie foarte frumoasă. Poate o să mergem o dată să vă... Ah, da, e foarte fină. O să mergem o dată să vă arătăm orașelul tot. Dar acum avem altă activitate. Haptem prins. Cine ești tu? Fulger McQueen. A, râzi, a, zâmbești. Adică poate la jos, că nu poți să ca pe pod este copacul. Da, dăm cu capul un copățel. Avem aici un poduleț foarte frumos. Dar dăm cu căpuțul în el. Haideți să vă arătăm. Ceva. Vrei să-ți iau eu ceva? Nu, n-au o cameră. Ar mai căra ceva. Mai trebuie să mai căra. Deci când am fost, data trecută cu Ion și cu Diana la peșteră, bă, și-a dat Ion cu capul în tavanul de la peșteră, dar de două ori a dat cu capul. I-am zis, atenție la cap, poc, a plâns un pic și după aia am mai dat o dată. Ați văzut filmul când a fost Ion în peșteră și a dat cu capul în tavan? E foarte simpatic. Mai poți, mă? Îți mai dau și eu undița mea? Mă ești pe te... Da, mă, nu se mai urcă nimeni pe mine. Nu mai, gata. Felicitări pentru tine, ai câștigat, a? Poftim? Păi da, dar nu plimbi por bagaj. Ce faci, mă, tati, mă? Și gata aventura noastră de la râu. Haideți, ne vedem de acasă! Încălinca! Suntem subiect de discuție și de comparație. Semănăm ca frați sau nu semănăm? Da, semănăm ca... Ia, dă-mi ochelarii jos. E cam bronzat, Masaro, pe lângă tine. Și tu ești. Bă, nu mă văd în oglindă, să știi. Nu, mă, nu, că nu seamănă, seamănă cu mai ca. Bă, dar seamănă cu bărbosul, dar nu seamănă. Auzi, că eu seamănă cu bărbosul. Uite, cu ochelarii ce arată ca... Și seamănă cu... maică mea.
Cu ochelarii arată Deci noi doi suntem frați, da? Semănăm sau nu semănăm? Lăsați-ne și nouă în comentarii, dacă, ca să știm. Voi ce credeți? Că ea sunt prea de băieți. Deci dacă te uiți... Arată ca cine, mă? Ca o doamnă. Ca doamna G? Nu, ca o doamnă. Cine, mă? Eu? Nu ai văzut pe doamna G când era mai slabă? Ăsta? Cum o să arăte? Cu ochelarii tăi. A, cu ochelarii. Uite, mă, zici că... Zici că e doamna profesor. Dai barbaros. Care are chelia mai mare, care are chelia mai mică? Ăștia e domn profesor. Comparăm. Da, hai, lăsați-ne în pace. Stai mai jos. Iar poza? A, suntem și la poza acum. Eu am dioptrii mari, știi? Gata și poza. Haideți să ne apucăm de grătar. Să vedem, a ars grătarul sau n-a ars grătarul? N-are cum să ardă grătarul, că e de fier. Dar imediat vine... A, am uitat să vă spun, mai vine și Edi. Și cu Dana. Da? Da, vine și Edi și cu Dana. Acum, Edi, facem film... Trebuie să facem seria a doua la... Trebuie să facem în două episoade. Din păcate s-au rătăcit pe drum. În drum de două ore au trecut deja patru și ei nu mai ajung. A dat și camera jos, pusese și eu pentru un timelapse frumos. Mi-a stricat timelapse-ul. Da, ați văzut, vedeți voi cum se... Vedeți voi cum se mișcă norii. E vânt, dar nu contează. Ne descurcăm noi și pe vânt. Am aruncat micii pe grătar. Edi încă n-a venit. Ne vedem când vine Edi. Păi mergeți înapoi, că n-a uitat să filmezi. Înapoi, înapoi! Mare. Înapoi, înapoi! Băi, tu ce-ți mă de aici, mai ai venit cu furtuna, mă? Am învățat unde să cumpărați niște alea de multe. Ai venit cu furtuna? Nu e, măi, clor de la, nu vezi că usturiu. A, dau ăștia din aveane cu clor. Stai că sunt murdar, sunt murdar pe mâini de la mici. A venit și Edi, gata, a venit Edi cu gălăgia, cu dezastru, el e Edi, așa vine, ca furtuna, ca furtuna, ca furtuna. Bă, ce să fac, mă, cu cârnații? Bă, așa de inspirat, am aruncat mici și am luat cârnații. Stai-și pe Diana, gălăgia. Păi dă-mă, dacă nu suni și tu înainte. Au venit și cârnații. Noi am avut, o furtună, nu știu ce, cum ne descurcăm noi, dar ne descurcăm și pe furtună. Haideți că imediat vă fac cunoștință și cu Edi și cu Daniela, cu toată lumea. Și la fel! E autoimunizare, știi, până la urmă. Asta e soluția. Cine a fost chel la mine la nuntă? Eu întotdeauna am fost chel. Cine dă la copanca afară de vrea să l-aduce să o crede? Nu mă știu. Eu eram chel și Răzvan dormea pe bancă afară. Nu m-aș unul pe o bancă să-l aruncăm aici. E bun, nu, dar nu beau bere, nu, dar am bere. Noroc. Păi nu, că iau COVID de la tine dacă beau după aia. Stai, mă. Stai, mă, că am făcut cu zamă. Tu ce vrei să filmezi? Nu, am făcut cu zamă, am făcut comparație de chelioși, dacă se mână la chilie. Și am zis, bă, ăla nu e frate meu, că uite, ăla are chelia mai așa, ăla are chelie mai așa. Seamănă cu tata la capăt. Cu frate meu ăsta la altul, semăn sau nu semănăm? Un pic așa semănăm. Voi ce ziceți? Semănăm? Da, bă, dar tu ai chelie, eu sunt tuns. Dar nu că n-ai chelie, că și tu, uite, mai ai trei fire de păr. Și aici ca tine, i-am un doi ani de altă. Ai și tu să te speri cu părnosopul. La Cernobâlul, în aceeași dată, ai înțeles? Aproape, la trei ani diferență ne-a luat. Ba da, noi aveam trei ani diferență, el a pornit pe amândoi în acea zi. A, da. Așa. La tine, că erai mai tânăr, ți-am mai lăsat două fire în plus, dar n-ai mai mult, ai unul pe dreapta, unul pe stânga. Păi n-am mult. Atât. Eu am fost puțin la mine, mama mea, dar m-a lovit mai tare, că am fost mai sus. Deci ne-a lovit Cernobâlul, de-aia nu mai avem păr. Da, mă, dar pe Răzvan... Noi n-am îmbătrânit. După lovitul ăla i-a lăsat părul și alii. O masă liniștită. Stai, mă, dă-te mai așa, că mă ții de vorbă. Și pentru că mă ții de vorbă, rămâne mâncat. Te pun acolo jos, că nu bate vântul. Nu bate vântul. Păi nu tu, mă, dă-o lui Dana, că Dana... Nu v-am spus noi. Stați un pic să vă spunem. Dana este... Ce școală ai făcut, Dana? De regizor sau de cameraman? Uite, stai. Ia, Edi. Fii tu cameramanul nostru. A, Dana, Edi a fugit. Cameramanul profesionist. Dar nu vrea. Mai târziu un pic. Vă spunem și povestea cameramanului. Știi și tu ești un prost. Da, cu degetele așa pe tot. Ești un prost. Frate-tu. Cum de frate
ești o pote și tu nu poți. Ești un prost. Care era bărbatul? Eu cu fratele meu. Erați și eram care? Și zonă, da. Dar care era ăla deșteptul? Ăsta. A, ăsta. Era mai mic sau ce? Că nici eu nu eram deștept. Era tacticul ăsta. Vorbea cu mine, spunea că eu nu sunt deștept. Nu, a, vă împărligat. Ce tare. Păi ca ne iom, zicea vecina tatăl la etaj, de ce nu faci? Ce faci? Uite Zimcencu. La mine știți, făcea altfel. Dar eu îi dăm drumul măcar. Da, făcea, dar nu-i băga și micul mai mult, dar nu vrei? Ești pe dos, mă, bătate. Era pandemia. Păi nu, că l-ai băgat în partea la eticheta. Dar lasă, că doar merge pe microfonul eticheta de la eticheta din dreapta. Nu e mami, problem. Dreapta ta, acolo. Mami, aia e dreapta. Oh, vezi, ești pe dos. Nu, nu invers, pe dos. Inside out. Da, mă, luați. Dai pula, nu. Da, mă, e bine cu tine. Mamă, nu îmi se pune. E bine cu tine. Asta ne ține! Edi, cine ți-a arătat, mă, unde e butonul de, de filmat? Eu am făcut. Cine ți-a arătat unde e butonul de filmat? Deci obiectivul spre noi e... Nu, nu era partea... Bă, s-o topit plastic ăsta dacă le plan vertical. Ce? Da, da, păi ca să ia. Măi, e Dana spatele tău, așa e. Și-am doar nimic aici. Ce faci? La vitrină! Parte în parte, tu cu boțul cu piciorul. Da. Trebuie să rămâi. Hai, nu dai decât în piciorul. Hai. Da, să vezi ce, ce direct tânăr și frumos aici. Bă, bă, bă! Are fata urât, e un ăla puștat. Da, a plecat de la ei. Friptura e gata. Da. Fiecare e pe treaba lui. Răzvan, Edi, Ingrid, Ana, Dana, Diana, Edi, Ion. Și cum spunem, tati? Cum le spunem? Sper că v-a plăcut acest video. Like and hit the notification bell if you enjoyed the video to get notification when every post a new video. Bye! Like, subscribe și clonțopelul, da? Și follow! 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 Bye! Ia uite-și pe Ana! Ana mi-a căzut invers! Gata, s-a terminat acum. M-a puțin! E prea târziu! Ai, mă, Ingrid, nu scrie apă bune. E vina mea, e vina Rica, e vina Rica. Bă, deja seamănă cu o englezoaică. Că s-a așezat pe jos. Da.